Cum a fost la Brașov? Din punctul meu de vedere al grupei A, strict, după regulament, bine, și după rezultatele obținute, am câștigat ambele etape. Din păcate, nici la Brașov și nici aici la Câmpul Lung încă nu am reușit să vin cu mașina nouă, cu un Mitsubishi. De la Pârâul Rece precis voi veni. Ce Mitsubishi? Un Mitsubishi Evo 6,5 Tommy Machina, costa mașina lui Manu, la care am mai lucrat, am mai îmbunătățit și cu care... Va fi de ce grupă? De grupa A. Tot de A. De grupa A, da, dar cu care sper să pot să urc în clasamentul general și să punem câteva probleme. Înțeles. Cum vi se pare traseul la Câmpul Lung? Câmpul Lung, din punctul meu de vedere, e un traseu care mi-a plăcut și care chiar s-a potrivit cu KitKar-ul și anul trecut am avut rezultate bune și la general. Din păcate, anul ăsta este foarte murdar, e partea de sus la unul din ultimele viraje de viteză destul de mare sau care trebuia să fie de viteză destul de mare, drumul surpat și va trebui să fim mai cu atenție. În final vom merge, ne acomodăm. Pentru toată lumea va fi același traseu și sperăm rezultate cât mai bune. Mașina e pregătită? KitKar-ul da, e pregătit, e aceeași mașină. E drept că după Brașov nu prea am mai verificat foarte multe la ea, pentru că mi-am concentrat atenția pentru Mitsubishi și din păcate nu am reușit să-l termin. Îmi lipsea o zi sau două să pot să-l pun la punct, dar KitKar-ul merge și... nu o să mă lase la greu. Mulțumim și baftă multă. Mulțumesc și eu. La revedere.